Faza existenței noastre de această muzică izbăvitoare de multe rele și arătătoare de bucurie. Tocmai de aceea aș vrea să sprijiniți și dumneavoastră, cei care sunteți aici din partea mass media, momentul acesta unic al lansării unei formații. Sper să fie de bun augur și spun încă o dată că Electrecordul rămâne firma cea mai serioasă, cea mai profesionistă și cea mai adevărată. Sigur, sper concurența să-și dovedească forța în viitor, dar până una alta, iată Electrecordul, pe lângă numele mare ale rockului românesc, întinde o mână, o mână foarte puternică, dată fiind difuzarea superioară a altor firme, întinde o mână unei formații care dorește să-și creeze un spațiu al ei, să-și impună un drum în rockul românesc. Deci salutăm din toată inima mai vechi și mai noi susținători ai rockului românesc, nașterea unui disc care să sperăm că va însemna o carieră lungă pentru formația piteșteană Capela. Băieți, sus pruntea! Predau microfonul directorului adjunct al magazinului Muzica, Florin Silviu Ursulescu. Am microfonul meu. Pe amintea Octavian de cei care suntem alături de rockul românesc sau de formația Capela în mod special, iată, deși este sâmbătă, deși ieri a fost zi liberă, zăresc nu numai rupedenile formațiilor, ci și cei care au fost citați pe mapa discului de către membrii formației, de către Robert, că, ca fiind oameni care au ajutat în decursul lansărilor. Îmi pare rău că nu putem fi toți aici pe aceste scări, dar sunt redactor de la postul de radio, de la diferite reviste aici printre noi, care și ei au difuzat piesele cu Capela, ca și ei a luat interviul la momentul respectiv. Deci îi felicit, îi recunosc pe fiecare în parte și sper că și în viitor o să fie alături de noi. Văd și formația Dracula, bine ați venit, care iată va cânta la Clubul Harden Happy Cafe alături de Capela. Și deoarece sunt și eu citat pe această mapă de disc, îmi face plăcere să amintesc că eu l-am cunoscut pe Robert Turcescu în cantata sa de ziarist mai mult la început și mai puțin de rocker, pe când mă ocupam de revista Pop Rock and Show, și l-am cunoscut în această postură de om foarte serios în ceea ce face, în ziaristică, în postura de condeer. Întotdeauna ceea ce a avut de făcut în această branșă a făcut foarte bine și iată că și pe planul muzical dovedește aceeași seriozitate. O formație care confirmă că rockul nostru intră în normalitate.
o formație care nu s-a lansat de prea mult timp și totuși, iată, nu mai așteaptă ca alte formații 10 ani, îmi spuneam aceste scări, 10 ani ca să scoate un prim LP. Eu sper că va fi urmat în curând de al doilea și al treilea și așa mai departe. Coesiunea sufletească a acestor băieți m-a impresionat și sper ca să nu se întâmple ca alte formații, să auzim că peste 2-3 luni se despart. Oricum, loc de cuvântări pe aceste scări nu cred că este. Întrebările, răspunsurile și controversele sunt păstrate întotdeauna pentru conferința de presă de jos. Deci sper că am spus ceea ce avem de spus. Felici și eu, Casa de Discuri Electric Record, și pe Nichi Constantinescu, care umblă după formația acolo, încearcă să le semneze contracte, și pe domnul Petreanu, care întotdeauna este deschis acest gen. Firesc că, zic eu, ar fi să spună și dânsul câteva cuvinte. După cum probabil ați constatat, în ultimii, hai să zic, 2 ani, pentru Electric Record a devenit aproape o tradiție să încurajeze, să lanseze și să sprijine debutul formațiilor rock în activitatea lor discografică. Iată deci că asistăm astăzi în această idee la un nou debut discografic al formației Capela, care sper să aibă un drum ascendent pe care îl vor sprijini în continuare. Aș vrea să relev în special activitatea asiduă pe care Nichi Constantinescu o depune pentru a sprijini aceste formații tinere în drumul lor ascendent în lumea rock-ului. Îi felicit pe băieți pentru această frumoasă realizare. Mă bucur să văd aici, așa cum spunea și domnul Donisil Brustulescu, o serie de alte formații colege și este bucurător faptul că alte formații vin și sprijină, se bucură de succesul altora. Asta înseamnă că lumea rock-ului diferă un pic de ceea ce ați mai obișnuit, așa. Mă bucur să văd aici pe Liviu Voisar, mă bucur să văd aici integral formația Dracula, care sper să vă facă, adică nu sper, știu sigur că vă va face o foarte frumoasă subțire, surpriză în ianuarie. Așa cum spunea și Doris Iuzulescu, întrebări și răspunsuri la conferința de presă de jos. Eu închei prin a-i felicita pe băieți de a le ura succes și... Rock-ul n-a fost niciodată, n-a trăit în puf, toate reușitele parcă s-au născut mai greu. E un gen cam marginalizat, mă bucur că Antena 1 a venit, dar îmi pare rău că alte posturi de televiziune nu sunt prezente, dovadă că rock-ul nu interesează atât de mult posturile de televiziune ca muzica pop, muzica ușoară și așa mai departe. Tocmai de aceea cred că această apropiere și acest umăr lângă umăr din rock se explică prin dorința formațiilor de a se întrajutora și mă bucur. Dar băieți, ia spuneți-ne acum ce simțiți când ați lansat primul disc, în afară de faptul că vă tremură genunchii. Eu aș spune printr-o metaforă făcută de Nichita Stănescu și deși o să vi se pare curios, uitați, eu mă întorc cu spatele ca să vedeți cum cresc aripi. Cam așa era toată treaba. Așadar, grupului Capela, practic, i-au crescut aripi în acest moment. Suntem la primul album și pe lângă faptul că asta înseamnă o treabă nemaipomenită pentru un grup rock, este cartea lui de vizită. E bine că, în sfârșit, reușesc după foarte, foarte mult timp, reușim, de fapt, să vedem lângă noi grămada de prieteni a grupului Capela, pentru că cei care sunteți astăzi aici și cărora vă mulțumim din suflet, sunteți cei mai buni prieteni ai grupului. Eu știu, poate băieții să vă spună și ceea ce simt, mie îmi tremură deja un pic glasul. Sunt Iani Iconaru. În primul rând, doresc să mulțumesc trupei că există. Eu sunt puțin mai bătrân. Și în al doilea rând, tuturor celor care vă aflați aici, suntem toți emoționați, asta se cunoaște, dar vrem să nu fie o treabă efemeră, deci noi vrem să continuăm. Au mai fost trupe bune care au lansat aici și care, cu părere de rău, s-au desfințat, una dintre ele fiind și Comando,
mie mi-a plăcut la momentul respectiv. Și ce să mai spun? Să fie bine. Păi eu ce să mai zic acum? Deci Bogdan Giurea pentru toată lumea. Pare bine că sunteți alături de noi. Sper în această seară să facem o figură frumoasă la Hatton Heavy Cafe. Pe această cale mulțumesc în primul rând părinților care m-au ajutat și sufletește și, hai să o spunem, și financiar. Așa. Și sper să fim în continuare împreună. Asta e tot ce îmi doresc. Astăzi, la magazinul Muzica, părinți, rude și prieteni au asistat la nașterea primului disc al formației piteștene, Capela. Alături de cei care au debutat, s-au aflat și formațiile rock, Voltaj și Dracula. Pe lângă marile nume ale rockului românesc, casa de discuri Electrecord întinde o mână prietenească și unor formații debutante care vor să-și găsească un loc în mișcarea românească rock. Dar să vedem cine sunt membrii formației Capela și care sunt gândurile lor la prima apariție pe piața muzicală. Sunt Iani Iconaru, bine v-am găsit! Bogdan, bine v-am găsit! George Vala, salut Antena 1! Robert Urcescu, salut Antena 1! Ce ne puteți spune despre prima lansare a discului dumneavoastră? Păi uite, pe aici e lume tare multă, e superb, e nemaipomenit, ne simțim de parcă am moșit un copil sau chiar l-am născut și sperăm să iasă o treabă nemaipomenită, pentru că în primul și în primul rând avem alături de noi toți prietenii grupului și asta este o treabă fantastică. Lipsesc câțiva, dar motivat, și sperăm să-i avem la a doua, la a treia, la a patra, la a cincea lansare împreună, să fie cu noi. Care este stilul pe care îl abordați? Asta vor decide domnii care se află acum în partea cealaltă și spunând aceasta mă refer la criticii muzicali. Noi cântăm, ceea ce cântăm pornește de aici. Ce se întâmplă acolo, care-i stilul, vor decide domniile lor. Până una alta, grupul Capela se descurcă pe spezele sale, se autofinanțează, se autodeplasează și până una alta, uite că de bine de rău am reușit să scoatem acest disc. Ce va fi mai departe, viitorul apare oarecum negru. Un istoric al formației voastre? Grupul Capela, un grup înființat la 15 martie 1991, cu fluctuații de componență micuțe, minore, a spune. De la înființare sunt Robert Urcescu și, în primul rând, Bogdan Giurea. Au venit peste un an de zile Iani Iconaru și altcineva care a dispărut la ora actuală din grup. Cel mai tânăr membru al grupului și cel mai valoros membru al grupului este basistul și vocalistul George Badea. Așa. O trupă care a câștigat premii la festivalurile de gen, de muzică rock, deci din țară, care a apărut de câteva ori la televiziune, care a apărut în concert, a dormit pe mese, a dormit sub mese, dar pentru că nu existau scaune, așa? Asta este varianta lui. Asta este varianta mea, dar noi acum încercăm să ne martirizăm așa puțin. Deci, grupul Capela, știu, un grup care începe să aibă din ce în ce mai mulți fani, am început să primim o grămadă de scrisori și asta e nemaipomenit. Să dea Dumnezeu ca acest disc să iasă bine și să fie vândut, să se vândă foarte bine.
dar nu știu care este, nu cunosc. Da, lasă-mi arată. Da? Eu cred cea mai mare bucurie pentru membrii formației este numărul mare de prieteni prezenți într-o sâmbătă friguroasă și ruptă de celelalte zile datorită zilei de ieri, că nu s-a lucrat, nu s-au putut face anunțuri în presă la magazinul Muzica. Faptul că ați venit trebuie să rămână cea mai mare satisfacție pentru membrii formației, faptul că sunt iubiți, că îi interesează pe toți muzica lor. Și mai ales suntem alături de ei în acest moment unic, care e ca și primul copil, prima femeie pe care ai cunoscut-o și așa mai departe, rămâne primul disc. Bine, asta a uitat deja, e mult de atunci, dar oricum primul disc este o realizare despre care trebuie să vorbim acum. Aș dori să continui ce am spus sus. Domnul Petreanu și Octavian spuneau că muzica rock este mult mai unită decât, eu știu, teatrul sau muzica ușoară. Din această cauză, încă o dată spun, în sală se află mulți ziariști, mulți oameni, mulți de radio care au sprijinit această formație și care mulți sunt trecuți pe mapa discului. N-aș dori niciunul dintre ei să supere că, eu știu, n-a fost scos în evidență acum. Îi știm pe toți, sunt aici alături de noi. S-a întâmplat ca, eu știu, să fim pe treptele acelea unii, dar... Să ne explice exact reacțiunile care au făcut să aleagă studioul Migas pentru două melodii și exact colaborarea cu firma Sphinx Pro pentru realizarea discului. Deci, treburile merg cam așa. Grupul Capela a început, a intrat prima oară într-un studio acum 2 ani de zile, nu? La studioul vinișor al domnului Valisterian. De acolo s-a mutat la Migas Real Compact. Deci la domnul Sterian am înregistrat două piese, care au și fost difuzate pe posturile de radio din București. După care, în Migas Real Compact am înregistrat 4 piese. Am lucrat foarte bine cu domnul Adi Ordean. După aceste înregistrări, am fost luați în vizor de domnul Nichi Constantinescu, care ne-a propus să semnăm un contract cu casa de discuri Electrecord. Materialul pentru acest disc, așa cum puteți observa pe mapă, deci sunt 10 piese și de ce două înregistrate la Migas Real Compact, este foarte simplu pentru că dacă ascultați albumul sau caseta, veți observa că acolo sunt niște efecte pentru care am avut nevoie de sprijinul domnului Adi Ordean și de un sintetizator care a realizat aceste efecte. Nu avea rost să căutăm încă, știu, o săptămână, două, un astfel de sintetizator în București, așa că ele fiind foarte bine înregistrate în Migas Real Compact, au intrat de pe dat, direct pe datul pentru album. Colaborarea cu firmele de acolo, deci mi s-a pus la un moment dat o întrebare dacă acest disc este sponsorizat de cineva, deci discul de album este produs de casa de discuri Electrecord, însă fiind o formație din Pitești, numai eu sunt aici puțin în București, așa, agățat, pentru că sunt student. Ceilalți băieții locuiesc acolo, acolo se află și sala de repetiție, în Pitești. Și deci vă dați seama că pentru 4 inși plus oamenii care ne ajută și ne însoțesc în permanență, deci au fost, să zicem, în jur de 7 persoane care au trăit timp de o lună de zile într-un apartament cu două camere din Bărceni și au trebuit să mănânce, să fumeze, să bea sau mai știu ce trebuie să facă acolo, să-și cumpere curs de chitară, bun. Deci, oricum, niște cheltuieli și astea au fost suportate de firmele, în general, de firmele care se află acolo pe FIS. Sphinx Pro, pentru că s-a pus întrebarea cu Sphinx Pro. Sphinx Pro, mulțumim tare mult pentru că ne-au ajutat cu niște cupuri de chitară necesare în studio. Au fost oameni care ne-au ajutat într-adevăr. Îmi pare rău că grupul Capela nu a ajuns mai des în București să cânte și poate după acest album vom reuși să strângem relațiile cu câteva formații de aici. Pentru că dacă în București pentru trupele de aici este mult mai ușor să apară, știu eu, la gale, la alte chestii, nu? Pentru cei din provincie este foarte greu. Nu știu de ce, probabil că uneori stau și mă gândesc, oare nu cumva publicul bucureștean s-a săturat, totuși
mereu de aceeași muzică, n-ar trebui căutate formațiile, nu vorbesc neapărat de capela, dar mi-aș dori să fie căutate și trupele bune de acolo, de dincolo, din, știu eu, din alte orașe, de lângă București, de mai departe de București, tot timpul se pune accent pe trupele de aici. Ele sunt scoase foarte mult în față, sunt mediatizate, sunt date pe posturile de televiziune, grupurile mai mici, iată că abia în momentul în care lansează un disc încep să fie luate în vizor și păcat, cred eu. Poate am spus prea mult, dar mă rog. Ăsta era un off și trebuia să-l spun, pentru că este foarte greu să ne întâlnim cu atâția reprezentanți ai presei, știu eu, să vărsăm tot ce avem în noi. Ne-am mai spus în interviu, în general. Robert Turcescu, care a vorbit, îmi spunea că una dintre cele mai frumoase, într-un interviu, una dintre cele mai frumoase amintiri concertistice ale sale se leagă de orașul Bistrița. Este ceva de la Bistrița aici? Vrei să vii puțin lângă mine? Se pare că el organizează, este vorba de Leonard, chiar un concert. Ai putea să spui ce concert cu capela sau poate formația organizezi? În primul rând, bună ziua! Deci concertul care va fi pe data de 22 decembrie la Bistrița cu 7 formații până acum. În primul rând capela, pentru că eu am mai fost și au făcut ravagii pe acolo, mai ales în rândul admiratoarelor. Așa, după aceea va fi Altar, care a ieșit pe primul loc în topul preferințelor locale, Grindgod din Arad, Gothic din Lupeni, Tornado din Târgu Mureș, Accident din Chișinău. Cam astea ar fi și altă dată să sperăm că vor veni și mai multe informații. Mulțumesc! Dați-mi voie să vă povestesc de ce spunea domnul Ursulescu că ne-am simțit extraordinar la Bistrița. Pentru că în general se întâmplă la modul următor. Alo, grupul Capela? Da, Robert Turcescu. Domne, cât cere să apăreți colo sau acolo? Domne, depinde, știu, discutăm, bun, se fixează o sumă. Ajunge acolo și spune săruna, doamnă, vă salut, domnule director de mai știu, o casă de cultură sau casa sindicatelor sau mai știu ce-i pe acolo. Avem și noi o cameră la hotel? Da, este. Hotelul e undeva pe lângă gară, apa caldă nu curge, prin geamuri răcește automat, nu avem via pus să intri în cameră și așa mai departe. La Bistrița, efectiv, ne-am dus așa la Prezneană și am spus, da, cerc până acolo să vedem ce se întâmplă. Când am ajuns acolo, într-adevăr, ne-a așteptat cineva în gară, ne-a luat și ne-a dus la un hotel, un hotel era cald, exista apă caldă și ni s-a spus, băieți, în 20 de minute vă rugăm frumos să coborâți la masă. Am avut masă la dimineață, prânz și seară. Chestia asta, bun, pentru cei care nu cântă, probabil nu-și dau seama ce înseamnă. Dar e nemaipomenit, vreau să spun. 3 mese? Da, 3 mese. Chiar 3 mese au fost 3 mese. Plus că după concert chiar am avut și bere, am băut și bere. De obicei se spune așa, ați terminat, gata, concertul, bun, în camera de hotel nu curge apă, e penibil, e frig de nebunești, toată lumea spune, hai că bem o săniuță aici la o cârciumă, în localitate, nu știu ce, bun, gata, am băgat săniuța repede la voi, i-am săturat, pa, băieți, ne mai vedem săptămâna viitoare sau anul viitor sau mai știu eu când. E jale cum se organizează un concert. Un artist nu neapărat că are nevoie de niște condiții de excepție, dar un minimum de confort, cred că ar trebui asigurat. Știi cum să zice Robert că ești mai bine primit în vie, adică fii ca artist și pleci ca lăutar. Exact. Da, așa că... E păcat să încânți niște oameni la concert și după aceea să stai într-o cameră de hotel așa, știu eu, chircit și să spui, bă, ce frig e, hai naibu să mergem într-o cârciumă, să ne încălzim, sau hai acasă, mă. Dar de ce chircit? Pentru că spunea că ați avut un succes imens la admiratoarele din Bistrița. Noi stai copii cu minți. Eu mă bucur foarte mult că există asemenea promotori rock foarte tineri în ceea ce privește spusele lui Robert referitor la trupele bucureștene. Aici cred că este și un gen de comoditate. Ele sunt mult mai la îndemână, nu? Firesc, da, da. Un post de televiziune, dă un telefon, mâine sunt la filmare, nu-i costă cazare, nu-i costă transport, absolut nimic. Pentru voi trebuie să pună la dispoziție sume mult mai mari de bani, dar e păcat, poate s-ar putea pune la punct un mecanism eventual de reciprocitate între voi, trupele din provincie și cele din București. Exact. Nu știu, trebuie gândit, poate vă ajută și Electrecordul, pentru că în cadrul activității de promoționare a albumului și Casa Electrecord este interesată ca voi să apăreți la radio, la televiziune, pe posturile importante din București. Și eu cred că domnul Petreanu vă poate găsi niște soluții. Deci aș vrea să vă povestesc ceva, știu eu, amuzant, trist, nu știu cum să-i spun. Grupul Capela are la ora actuală un videoclip.
lucrat, am spune noi, foarte bine, pentru că am discutat cu oameni de specialitate și l-au văzut oameni de specialitate și au spus că este un videoclip bun. Este un videoclip autoprodus, asta vreau să spun, și așa cum ați văzut, pasionatul nostru coleg de trupă, George Bada, el este realizator la un post de televiziune acolo în Pitești. Cu mijloace modeste, e adevărat, a reușit să facă acest videoclip, mi-a făcut tare mult să ruleze aici, să vedeți despre ce este vorba. Am anunțat asta într-o grămadă de interviuri, că avem acest videoclip, o piesă foarte, foarte cerută. Este vorba de Plexity, Cop și Amic. A apărut în presă treaba, nu am primit nici măcar un telefon de la un realizator de televiziune care să spună, dom'le, cum e videoclipul ăla? Hai să-l vedem! La noi trebuie să faci așa, iei videoclipul, te duci bază la toate porțile de la televiziune și spui, dom'le, un realizator, hai, te rog frumos, uite-te puțin la el. Nu, n-am timp, de cine e făcut? Și-l dai făcut... și gratis. Da, îl dăm gratis. E făcut de noi, nu mă interesează, dom'le. Aveți atâtea linii, aveți toate datele tehnice. Da, dom'le, sunt. Nu mai uite-te la el. Nu am timp acum, vine peste o săptămână. Nu înțeleg. Deci, vii cu o producție. Discul este foarte ușor. Toată lumea vine și spune, da, am luat discul. Bun, l-am pus mâna pe el, difuzată de 2-3 ori la postul de radio, e cerut, e nu știu ce. Dar când tu vrei să promovezi și altceva decât discul, dincolo știți foarte bine că imaginea se face și pe chestia asta cu promoția, se face și pe videoclip. Primul rând, da? Deci noi avem așa ceva. Cine l-a difuzat până acum? Nici măcar cei de acasă de la noi. Înțelegeți? Pideștiu, spre rușinea lor. Înțelegeți? Las că s-ar putea să vă difuzeze MC. Nu. Vedeți că nu-i de râs. Nu-i de râs... Vine numele de camera. Nu-i de râs, noi... Avem deja o solicitare din partea lui MCM, ca grupurile produse noi să le trimitem o serie de casete cu videoclipuri să le selecteze. Deci nu este exclus să apărăți pe MCM. Și nu în România, promis, nu? Nu, MCM, postul francez, se prinde prin capul, eu îl urmăresc aproape în fiecare zi, are pasaje chiar mai bune decât MTV-ul, trebuie să vă spun, și... Deci nu e nimic rușinos să fi difuzat la MCM și m-ar bucura foarte mult să văd și formații românești acolo. Și prin cablu zic eu că mulți bucureșteni prind MCM. Am vorbit cu mulți și mulți prind MCM. Și ar fi un bod de blam, o palmă pentru posturile autoctone, vă dați seama. M-aș bucura foarte mult să fie așa, să debutați video la MCM. O să răspund pe octav. Deci o să răspund la o întrebare, de unde e Capela? Păi Capela vine așa, în clasa 10, 11, 10, da. Clasa 10, stând eu... Acum în ce clasă ești? Acum sunt un biescute. Dar am rămas la clasa 10 și ce privește muzica. Deci în clasa 10 stând eu și privisându-mă la ore de germană, am răsfoit manualul de germană pentru că era singura carte care aveam pe bancă și am găsit acolo capere care însemna orchestră și m-am dus repede la colegul meu de liceu și colegul meu de trupă și unul meu prieten Bogdan și am spus, uite, am găsit, ăsta e frumos, data de ce cu 2 de L, a spus el, lăsăm cu un singur L, i-am mai băgat un cap acolo în față pentru că în ortografie inițială nu era cu capa și a ieșit capela. E o treabă inventată, după care, mai ales acum, toată mi-a spus, ați venit, v-ați furat după ăia de acolo, capela cu Gatul Letter Music și muzică. Vreau să spun că 91, când grupul Capela purta acest nume și avem acte care dovedesc acest lucru, că sunt articolele de atunci, da? Nu m-a auzit să nimeni de grupul Capela de muzică rock, de mai știu eu unde. Mama știe. Deci, Capela 95, nu poate să vedea judecată, dar Capela e o formație Capela 95, nu? Nu, este un nume. Am fost colegi de generație cu cei din Tumpa. Deci s-a pus o întrebare aici, care pe unde a mai cântat? Îmi pare bine că, uite, dacă vrem un răspuns despre Topaz, este aici chiar un membru din fostul grup Topaz din Pitești, da? Actualmente e acolo la presă, da? S-a pus întrebarea unde am mai cântat. Eu am cântat prima dată în casă, pe patul din sufragerie, Peng Peng în inimă, asta fiind o piesă care m-a asasinat pe ai mei, după care am trecut la serbările de sfârșit de an, după care am trecut la
colindele de sfârșit de an pe la uși, așa, mi-a cumpărat chitară electrică, adică am primit-o cadou la 14 ani, am cântat-o în Fortran, o trupă care, mă rog, o inventasem eu. Mi-a făcut propunerea liderul grupului Topaz de atunci, Cristi Matei, să intru vocal în acea trupă, am dat și niște probe, n-a ținut foarte mult treaba, după care am aterizat să-și băști în grupul Capela, cooptat fiind de băieții care atunci se numeau Amperus. Și acolo am rămas. Restul să vă spun ei pe unde ce au mai făcut. Am început destul de târziu, deși sunt cel mai bătrân, să zicem așa, îmbătrânesc media de vârstă. Bătrân, am 21 de ani și eu 20 de ani. Scandalos de tânăr, da. Dar arată mai bine ca toți. Și după Revoluție, ca tot omul să-mi cumpăr și eu un set de tube, mi l-am cumpărat. Cine te-a sponsorizat? Eu, bineînțeles. Și am cântat într-o trupă care se numea la vremea aceea Contratimp. Sperăm că acum să nu mai fim în Contratimp. Păi, eu am pornit de la o chitară electrică luată cu 300 de lei, acum vreo 10 ani, o să zic. Așa. Nu, mai puțin, vreo 7 ani. Pe care mi-a bătut-o mie, cu 1800. Așa. Bine că ai făcut cum vei. Bine, era să nu știu ca la mâine. Ce speculant. Așa. Apoi am luat o chitară cu vreo 2800. Mi-au luat părinții, de fapt. A fost o doză mai a cătării. Și ai de pe unde ai cântat? Mă rog, deci... prima... Dar cântai cu ele sau doar le luai așa? Nu, cântam. Păi zi-mi. Câteva acorduri, câteva game, mă rog. Pentru locuitorii cartierului Ceair din Pitești, este cunoscută figura prietenului nostru Bogdan Ciurea, așa pe la vreo 10 ani, cu o chitară spânzurată de spate și pe care prindea, spunea, hai să-ți cânt Fata din Vis. Uite acum, îl prindea la contestat, îi cânta Fata din Vis, repede și pleca. Asta era ideea. Așa eroare, da, de ce? Nu, toată lumea fugea, deci era o chestie așa. Hai, lasă-mi. După care... după care am luat de la numitul Cristi Matei, aflat în sală, o copie după Fender. Mai departe nu mai spun, că iarăși se supără. Au pus la chitările cu Jimi Hendrix. Orici plec. După care am învățat o a doua piesă, Fata de Vis. După care am avut noroc... am avut noroc... Circuitele pentru ajutorare. Da. Lasă-l pe George. O baftă, chiar cum spune George. O chitară Yamaha, o am și acum, este purepită Anda. În acea zi, chiar de ziua mea, de fapt, acum 2 ani, era o delegație de ninjeți de japonezi la reprezentanță și nu puteam, domnule, să cumpăr o chitară de acolo. Și am zis, hai să joc puțin teatru. Și zice, nu, hai, că am venit de la Baia Mare, cu banul, că mi-i... Păi ideea mea, eu îi cumpărat să-mi numeam prieten cu aceeași chestie, da, și cu un accent din ăla ardelenesc. Și omul a deschis, a spus, doamne, m-au venit de la Toma, de la Baia Mare și nu am avut bani și acum au găsit deschis aici, închis și iarăși, ce dracul îi face, că nu mai întoarce cu trenul și mă rog și-a luat chitară. Dar unde ai cântat? Că asta era întrebare. Da, așa, deci prima trupă, eu am numit-o Amperus, după care te-am cooptat, parcă. Mai cooptat? Eu fiind cooptat? Deci ești membru fondator la Capela, nu? Da? Da? Asta trebuie, cam așa. Fondator, da? Da, fondator. Deci cam atât pentru toată lumea. Deci ai cooptat. Da, cu mine am știut chestii. Auzi, Robert. Zero, pentru că ne-au întins o mult. Deci nu noi am ales Casa de Discuri Electricol, eu ne-am ales pe noi și mulțumim tare mult. Este Casa de Discuri care ne-a oferit acest contract de colaborare. Deci a fost singura ofertă, da? Da, a fost singura ofertă. Clar, pur și nou, mișcat, hai să nu mai încep. Ce să mai iasă? Deci, la alte conferințe de presă, de care, la care de bine de rău am mai vorbit și eu, stabilisem o regulă, zic eu, de tip occidental. Cum se face? Ați observat de altfel și la Festivalul Internațional de Rock care a fost în București, vine formația, vine impresarul și zice așa. Este ora 2, până la 2 și un sfert
aveți dreptul să puneți întrebări. Deci aceste conferințe de presă niciodată, nici în Statele Unite, nici în România, nu se întind așa pe 2-3 ore până toată lumea mai se gândește, mai pune o întrebare. Eu zic că în acest moment e cazul să închidem conferința de presă, fiindcă altfel începe să deviem cu întrebările, ce ai fost când ai fost mic, de ce ai pantofi negri, dar nu mai sunt propriu zis cu discul. Alte întrebări despre acest album. Despre muzica formației, despre muzica. Da? Aș dori să-i întreb pe concurenții grupului Capela și prietenii mei. Aș vrea să-i întreb cum li se pare acum, după atâția ani, drumul de când cântau underground în sala de sport la liceu, la Vâlcescu, în Pitești, și până la editarea acestui album. Ce înseamnă pentru ei? Păi... Am plecat așa, ca toate trupele, într-o sală din aia de 2x2 metri, pe care o avem și acum, să știți, adică deci nu avem un spațiu de repetiție extraordinar de mare, dar e greu. E foarte greu pentru o trupă tânără în România să iasă la suprafață. Vă spun sincer că dacă nu ne-am fi ajutat niște oameni cărora le mulțumesc tare mult și care sunt prezenți aici, în general ziariști, grupul Capela probabil că ar fi cântat și acum în această liță de sport, junt cât un concert pe an în orașul Pitești. Am prusat noi pentru că am venit, am bătut la uși și cred că asta este deocamdată metoda în România de a încerca să impui o formație. Te duci, bați la ușă și spui vreau. Pentru că încă nu sunt acei oameni care se plece pe teren să spună, dom'le, uite, am văzut în orașul ăla o trupă care sună bine și pe care pot să o scot. Este Nichi Constantinescu, dar cu o singură floare nu se face primăvară. Deci Nichi încearcă, se spate, umblă, ascultă casete și asta este nemaipomenit, pentru că poți să te duci la un producător și să-i dai caseta și să spuneam ascultat că nu-mi place, dar el a lăsat-o undeva acolo pe un obier. Sau a aruncat-o pur și simplu. Nichi n-are notieră. Eu nu știu asta. O întrebare și poate încheiem aici. Ați amintit de Copșa Mică, melodie emblematică pentru formație. Ați făcut și un videoclip, da? V-a impresionat, ați vizitat orașul acesta dramatic. Cum s-a născut? Da. Deci despre această piesă, despre videoclip și... Cred că George... Cu Copșa Mică. Deci s-a atras atenția și recunosc că l-am greșit. Ionescu mi-a spus că, într-adevăr, postul de televiziune SOTI, pentru că când emitea în București, a difuzat Capela niște un concert Capela. Este meritul lui Dor Ionescu. Îmi pare rău că am omis. De-aia s-a desfințat. Zic cu Copșa Mică. Da, deci într-o seară mă uitam pe CNN și am văzut un reportaj despre Copșa Mică făcut de americani. Și chestia asta, deci piesa nu era compusă absolut deloc, versul, nici măcar muzica nu era scrisă. Și imaginele erau foarte șocante despre ceea ce se întâmplă acolo. Și totuși, ceea ce m-am mirat era adevărat. Deci nu mințeau. Totul era adevărat. Voi n-ați fost la Copșa Mică? Nu, Robert a trecut în Copșa Mică și mi-a confirmat că ceea ce am văzut, ceea ce a văzut era foarte adevărat. Acum, ce să spun, nu știu, eu am plecat așa de la o chestie de genul ăsta, lucrând în televiziune și așa l-am propus, mai să facem o chestie de videoclip și am plecat la plesneală, așa am zis, să vedem ce este și până la urmă și pentru amul bunicică, mai ales că am izat pe faptul imagini din asta mai... Sper pentru că... Dar nu le-ați filmat la Copșa Mică, n-ați nu, 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 deci cred că am desfilmat undeva la Petrușcu mie, tot așa, cu poloare, cu față de genul acesta. Deci cred că videoclipul de veți vedea miercurea viitoare la emisiunea Ziunea de la miezul nopții a domnului Pepe Martin și sâmbătă viitoare, nu, la topul Rax Music pe TVR. În sfârșit, deci niște... Aș vrea să vă spun un lucru, apropo de Ziunea de la miezul nopții. După ce grupul Capela a câștigat concursul Video Rock 5, am început să primim extraordinar de multe scrisori, nu exagerez,
Deci, foarte multe scrisori după difuzarea piesei Rock My Way, l-am întâlnit la miezul nopții această piesă câștigând și concursul respectiv. Deci, televiziunea poate să facă foarte, foarte multe lucruri pentru un grup. Dacă mai sunt întrebări, Deci, cei care vor să mai pună întrebări, să ai interviul, membrii formației sunt aici, vă mulțumim foarte mult în numele lor și, deci, să ne strângem, probabil că domnul Pânzaru m-a dat casete sau discuri. Da. O întrebare, poate li s-a părut puțin incomod, am întrebat dacă Elect Record a fost singura ofertă, deci cei care i-au ajutat și dacă, de ce cu Elect Record. Sper să nu uite chestia asta, Elect Record este una dintre casele de discuri, de fapt e singura casă de discuri serioasă de aici și eu le urez foarte mult succes în activitate. M-am uitat la ei, am retrăit și eu emoțiile primei lansări. Și îmi spuneam eu un prieten atunci să știi că octava al doilea, al treilea disc o să vină, dacă a primului niciunul, într-adevăr. Și sper să... Deci eu am întrebat ceva despre nume, știi, capela. Eu m-am gândit ceva de cap, înțelegi? De la cap, am crezut că vine de la cap. Deci le urăz ca întotdeauna să fie cap de afiș, să fac o muzică cerebrală și să nu uite de unde au plecat. Asta-i mulțumesc! Mă bucur că... Grupul Capela a reușit să scoată primul album. Eu personal nu l-am ascultat, am văzut o singură filmare cu, mi se pare, la Magdin și mi-a plăcut foarte mult. Și chiar am remarcat basistul care cânta cu vocea. Nu, basistul cântă, nu țin bine minte. Și mi-a plăcut cum cântau și genul abordat. Și cântarea era îngrijită, mișto. Sper să fie de bun augur această lansare. Sunt prietenul vostru foarte bun, deci la grupul Capela. Eu... În primul rând vă urez la toți viață cât mai lungă, asta e cel mai important. Să fiți împreună, nu vă luați după George care ar vrea să plece. El luați-l de urechi, băteți-l, pune-i pătrula în cap, Robert, și în rest toate cele bune. Și vă aștept la Bistrița oricând. Pa! Mulțumesc! Este excelentă. Mi-am dorit de multă vreme ca acest grup să reușească să lanseze o casetă și un disc. Mulțumesc, Zână! De lansarea primului LP Capela, câteva cuvinte și în final o vorbă de drum bun pentru acest grup. Mă bucur foarte mult pentru băieți, mai ales că cred că sunt unul din primii care am sesizat existența acestei trupe și progresele pe care le face, lucru pe care l-am semnatat la momentul respectiv în paginile poste publicații Pop Rock Sport, Pop Rock Show și după aceea Vox Pop Rock. Deci nu pot să urez trupei Capela decât să ajungă la Capela 5, Capela 6, Capela 7, eventual să depășească ca număr discurile scoase de Led Zeppelin. Mulțumesc, Gabi! Lisa, pentru a nu avea un aspect prea hibernal. Aici o atmosferă fierbinte, o atmosferă incandescentă, specifică lansărilor rock. Mă bucur că mica familia rockului s-a reunit în jurul formației Capela în acest moment de mare emoție, care cred că este unic pentru orice formație rock. S-a născut primul disc al formației, o bucurie pe care noi o împărtășim împreună cu acești admirabili piteșteni. M-aș bucura mult dacă și alte formații ar fi la fel de călduros înconjurate de prietenia și de sprijinul moral și nu numai moral al posturilor de radio, de televiziune, al ziariștilor, pentru că s-ar putea ca dintre aceste formații noi să se ridice Phoenix-ul sau Holograful sau Iris-ul sau Compactul de mâine. Capela pornește cu dreptul și m-aș bucura să fim împreună și la următoarele 10 albume ale formației. Vă mulțumim! Radu Lucaciu, acum după ce toată povestea s-a terminat, două cuvinte și un cuvânt de drum bun pentru grupul Capela.
Drum bun, capela. Bă, ce să spun, sunt prietenii mei din copilărie, mă rog, din copilăria lor. Eram puțin mai măricel când i-am cunoscut, da, domnul Tazi? Așa, și sper să fie o chestie de bun augur, adică să mai avem parte și de alte albume cu capela. E o treabă pe care le-o doresc și mi-o doresc. Mai departe, nu știu. Vă doriți mult. Da, mi-o doresc mult. Mersi mult. Toată povestea s-a terminat, lansarea s-a făcut. Câteva cuvinte de concluzie și un cuvânt de drum bun pentru grupul Capela. Lansarea a ieșit foarte bine, mai bine decât m-am așteptat. Și drumul care o să-l facem, o să-l facă împreună cu mine și sperăm să avem noroc. Mulțumesc mult. Concluzia la tot ce ai văzut și un drum bun. Și a fost o lansare frumoasă, deși fiind sâmbătă și la ora 12 e cam greu să aduni atâta lume și totuși a venit lume. Asta e bine. Au venit multe trupe rock ca să vadă, că e eveniment, nu? Și eu am văzut, mi se pare că acum 2 ani la Pitești, nu? Acum 2 ani? Cu Gabi Gomboș, nu? Când am împlinit 2 ani, deci acum au 4 ani. Atunci când a fost și Valeriu Sterian și Lenzi Chiriac. Da, da, și Valeriu Sterian, da, și Lenzi Chiriac. Și mi-a plăcut și atunci, era o altă formulă. Acum să sperăm că lucrurile o să meargă bine. Deci totul să fie, o să fie în regulă. Și coperta e interesantă, deși la un moment dat știi cum e cu culorile. Dar asta nu e vina Letrecordului, e vina tipografiei, așa. Dar coperta e interesantă, totul e bine. Muzica am ascultat, îmi place. Și să așteptăm spectacolul de diseară. Asta vreau să spun, lansarea s-a terminat. Acum urmează vânzarea pe piață. Câteva cuvinte, câteva sentimente exprimate în cuvinte, dacă chiar puteți la momentul acesta. Viorel, în primul rând sunt emoționată, sunt mulțumită, sunt fericită și rămân aceeași mămică a trupei, cu aceiași copii buni, pe care vreau să-i văd tot mai sus. Dar momentul ăsta fiind unic, m-a emoționat mult de tot. Sper să ajungă mult mai bine, să rămână același colectiv bun, să aibă aceleași sentimente și față de noi și față de voi. Mulțumesc! Și că mă gândesc că în sufletul nostru se întâmplă ceva. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte? Se întâmplă, se întâmplă și nu de multe ori. Ocaziile astea unice trebuiesc într-adevăr puse undeva în afară de inimă, puse undeva acolo unde omul, pentru că trăiește cu sentimente, trebuie să le simtă, trebuie să le împrăștie, să le împărtășească. Eu împărtășesc pentru această trupă exact ce mi-am dorit în viață. Să ajut. Eu vreau ca ei să ajute acest oraș al Piteștiului, vorbesc. Să ajute cu muzica lor toți tinerii care, într-un fel, după Revoluție, au început să fie mult mai strânși, mai uniți. Îmi place în Pitești când îi văd pe rocări, când îi văd strânși în piața Vasile Milea. Sunt încântat și mândru că ei trăiesc liber. Eu aș putea să spun că am trăit și momentele când se cânta Bumbești Livezeni și trăiesc și momentele când se cântă rock. Rock liber, necontrolat, necenzurat. Mi-ar place pentru viitor, într-adevăr, să se cânte și Bumbești Livezeni, sau cum se spunea atunci, Hey Rup, să se cânte Hey Rup Rock. Ideea este, se vrea un mesaj pentru tineri. Se vrea un mesaj. Îi iubesc, e o trupă bună și au făcut mult pentru Pitești. Nu pentru că sunt tatăl lui Robert, sunt alături de ei, că tinereța trebuie să învingă și să învingă cu un ideal. Ei au avut un ideal. Marele aport al nostru a fost să-i ajutăm. Eu am avut o dorință, o iubire și noi i-am ajutat. Părinți, prieteni,
și în ultimul timp sponsorii care au venit cu brațele deschise și cărora într-un fel trebuie să le mulțumim. Desigur, le doresc la mai mare. Mulțumim! Pentru mine a fost îngrozitor 2 săptămâni. Asta a fost cel mai cumplit lucru, dar mă bucur că a ieșit totul cum trebuie și mi-este tare drag frații meu, în primul rând, pentru că s-a zbătut atât și a vrut să facă exact ceea ce și-a propus și a reușit și sunt dragi toți ceilalți și mai ales Fifi, care m-a ajutat enorm la bucătărie. Bine că a apărut și capela și discul și sper să supraviețuiască, da? Mulțumesc! Sunt foarte fericită. Chiar în absență, ne puteți spune câteva cuvinte pentru o casetă a grupului? Băgă-și cu microfonul ăsta. Succes, noroc, fericire și tot ce își doresc. Noi sperăm într-o colaborare fructuoasă cu Televiziunea Română. Și eu sper. Eu sunt deschis. Începând de la 1 ianuarie, de când sunt apt de lucru, suntem deschiși și colaborăm cu oricine. N-am nimic împotriva niciunui gen, niciunei formații, niciunui artist, indiferent de ce îmi place mie în mod particular și ce ascult eu acasă, la servici sunt deschis pentru orice, așa că... Dar asta nu e un interviu, asta e o glumă. Ce zic eu acum? Îmi pare rău că nu pot să zic nimic concret despre trupă, că nu știu. Pot să zic numai că reprezentantul promotorului, reprezentantul Nichi Constantinescu, e un cetățean pe ape, străin de toate realitățile pământene, care mi-a dat niște direcții greșite și de-aia am întârziat și am venit aiurea și am motivat că nu am mai putut să vorbească cu mine, deși eu am telefon acasă și pot fi găsit, e tot timpul cineva acasă. Asta e situația, deci jos Nichi Constantinescu!
Как и не...